Salut, dragi prieteni! În fiecare zi, oamenii reușesc să filmeze o mulțime de momente incredibile cu animale. Am adunat pentru voi tot ce e mai interesant. Haideți să vedem despre ce este vorba, așa că puneți un like și să începem! Uitați-vă și voi! Această specie este într-adevăr uimitoare. Este numită diavolul cu coarne. O scenă uimitoare a fost filmată în rezervația Kruger. Niște lei au înconjurat o baltă în care înotau trei rațe. Leii tineri erau foarte curioși, dar nici de cum nu puteau prinde creaturile care pluteau pe apă și la cel mai mic pericol se scufundau. Nimeni dintre ei nu prea voia să se murdărească, dar până la urmă un curajos a riscat și a prins o rață. O soartă asemănătoare le așteaptă și pe restul. Iar acest caz a avut loc în Kazakhstan. Un cal a fost blocat între două pietre. Dacă nu erau oamenii, cu siguranță ar fi murit foarte curând. Bărbatul a tras piatra și a eliberat calul. Astăzi a avut noroc să supraviețuiască. Acest șarpe se pare că nu și-a ales victima de mărimea potrivită. Un varan ureaș târăște din urma sa o cobră mare care s-a agățat cu dinții de el și nu avea de gând să-i dea drumul. Când perechea s-a apropiat prea mult de om, acesta a decis să înceteze filmarea, dar varanul la sigur nu a reușit să supraviețuiască după așa o mușcătură mortală. Oamenii au uitat să închidă ușa și albinele au decis să se stabilească în interior. Și aici la fel au fost chemați apicultorii. Acest caz a avut loc în Vietnam. O femeie cu copilul ei dormea în hamac. Mama se ridică pentru a legăna copilul un pic mai tare, căci micuțul nu putea dormi. Ea nici nu observă pitonul ureaș care s-a strecurat în spatele hamacului. Mama șocată își ia copilul și pleacă de acolo. Peste ceva timp, șarpele pleacă și el din casă. Iată un moment amuzant din Bolivia. Doi bărbați încearcă să elibereze un taur care a rămas blocat între ramurile unui copac. Însuși taurul nu a fost deloc entuziasmat de o astfel de salvare. Cel mai amuzant e faptul că salvatorii au fost atât de distrași de creangă că nici nu au observat că animalul s-a eliberat și s-a repezit spre ei, doborându-i la pământ. Imaginile acestea au fost filmate în Marea Britanie. Comanda de lapte este lăsată chiar la ușă. Vulpea vicleană a adulmecat toate produsele și a furat o cutie cu ouă. Pentru ea sunt cele mai delicioase. Această umidă răutăcioasă a fost observată în New Jersey. Ea se străduie din răzputeri să arate ca un șarpe pentru a speria pericolul, dar de fapt parcă seamănă cu un Pokémon. Omida cu piele translucidă a fost găsită în sudul statului Texas. Este o creație uimitoare! În continuare, vedem câteva momente amuzante cum căprioarele reacționează la manechinul lor. Se apropie doar cu un scop, să atace și să distrugă inamicul. Când acesta cade și se împrăște în bucăți, fug nedumerite! O cameră de filmat instalată în Costa Rica a capturat un ocelot splendid. De asemenea, a reușit să filmeze o parte din vânătoarea acestei pisici sălbatice. Prada era ocupată și nici nu a observat prezența prădătorului. Vânătoarea s-a dovedit a fi de succes. Această vulpe deja matură a fost observată pe drum. Se pare că s-a încurcat într-un sac de material care ieșea din pământ. Cu ajutorul cuțitului, animalul a fost eliberat și a fugit în pădure. Femeia a urmărit un șarpe care se scăpa târându-se pe lângă gard. Șarpele n-a mai răbdat urmărirea mult timp și după o întorsătură bruscă a atacat femeia. Aproape că a mușcat-o. Armăsarul ăsta se pare că e foarte plictisit. Unica ce îl poate distra e să se joace cu propria limbă. Arată și sună foarte amuzant. Iar acest caz a avut loc în SUA. Albinele și-au făcut un stup mare chiar în spatele dușului. Proprietarii casei mulți ani au trăit împreună cu albinele și au obosit de zgomot și de faptul că albinele zburau prin dușul lor. Toate albinele, fagurii și mierea au fost îndepărtate cu succes și mutate în stupină.
urmează salvarea puiului de vulpe dintr-o groapă adâncă de beton. Unul dintre pui era deja mort, dar oamenii au reușit să-l salveze pe al doilea cu ajutorul unei scânduri. Animalul a înțeles repede ce trebuie să facă, s-a urcat din groapă și a fugit. Această frumusețe de o culoare deosebită a fost filmată în Singapore. Nu este clar cum acest piton masiv a nimerit în tavanul fals al casei. Salvatorul l-a scos de acolo rapid. Reptila s-a dovedit a fi cam agresivă și chiar a încercat să muște omul de câteva ori. El însă o apucă repede de gât și o scoate din casă. Cum această capră s-a blocat cu capul în jos în această groapă nu este clar, dar a fost salvată foarte rapid. Regina Albina și stupul ei au decis că această mașină din parcare este un loc perfect, înainte de a se mișca. Au fost chemați apicultorii pentru a îndepărta albinele în siguranță și pentru a le muta nevătămată într-un alt loc. Da, aici bărbatul a avut mare noroc. A reușit să se dea la o parte când o sticlă de Coca-Cola zbura spre el. Interesant, cine a lansat-o? Totul e simplu, a căzut din mâinile unui cumpărător. Sub presiune, aceasta a zburat înspre casa de marcat. O mida ce seamănă cu un șarpe a fost filmată undeva în Ecuador. Ea sperie cu ușurință prădătorii precum șopârlele și păsările. Acest video vechi a fost filmat încă cu vreo 11 ani în urmă. Un ursuleț obraznic s-a urcat în copac. Ursoaica trebuia să-l dea jos de acolo prin orice mijloace. I-a scuturat acel copac și chiar a încercat singură să se urce pe el. A reușit să ajungă la puiul obraznic doar atunci când copacul s-a rupt. Ați știut că în India există o pasăre uimitoare căreia îi se zice viespar. Ea atacă fagurii de miere fără să se teamă de mușcături. În primul rând, mănâncă toate larvele. Iată încă o șmecheră care a furat mâncarea chiar din mașina deschisă. În continuare, avem întâlnirea a doi prădători mortali în pădurea din Singapore. Se știe că cobra regală se hrănește cu alți cerpi, astfel inițiază această confruntare. Ea țișnește, apoi mușcă pitonul, după care dispare în tufișuri. Marturii au spus că pitonul a murit din cauza mușcăturii, mai corect, din cauza veninului. Această imagine fenomenală este filmată în Australia. Omizile s-au liniat locomotivă și în așa ordine traversează un drum. Este o tactică corectă. Așa au mai puține șanse să se piardă și vor rămâne mereu împreună. Nu e clar cum prima omidă din acest tren decide direcția în care trebuie să se trească. Da, comportamentul omizilor este greu de explicat. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!